Deși de-a lungul carierei a jucat mai degrabă roluri sobre, acestui actor nu i-a fost deloc greu să-și folosească talentele într-o comedie. S-a umflat în pene, a făcut gălăgie și a apărat cu încăpățânare personalitatea rolului său, reușind o performanță deosebit de amuzantă. Gurile rele zvonesc o idilă între curcanul Peneș și găina Coco, însă ambii au refuzat să comenteze.